Salut tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din Scra Mecanic. Episodul ăsta eu o să lucrez la kart, la mașina de Formula 1 mai bine zis, nu kart că nu-i kart. Înainte de toate nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă place această serie și vreți cât mai multe episoade. Trebuie să vină într-un anumit... E mai sus de față. Nu cu foarte mult. E ok, vreau să-i fac două moduri. Modul ăsta, cum e acum, normal, și un mod sport, adică să fie foarte, foarte lăsată. Cu fața am rezolvat într-un fel sau altul și acum vreau și ăsta ia 30 de grade fiecare. Nu știu, încerc cât de puțin. Ia. Ups. Deci, alea invers. Cu ce număr sunt? 7, 8, trebuie invers. 7, 8, 7, 8, astea sunt. Păi dacă îi scot gen pe plus 15 și așa, ia, sunt curios dacă le îndreaptă bine. Relativ, ia, hai să mă mai joc puțin cu ele. Da, le dă bine. Bine, am dat eu puțin mai mult, dar le dă bine. Nu 45, cred că un 30 la fiecare și e ok. Ce mă enervează când iese așa și nu mai ai controlul. Da, e perfect. Și dacă observați voi, s-a mai lăsat. E așa mult mai lăsată față de dinainte. Sunt curios dacă mai pot lăsa pe spate. Gen, mai măresc aici. Da, mai am puțin spațiu. Ia să mai dau 5 grade la fiecare. 5, 35, 35, 35 și 35. Mai pot încă 5, cred, sper. Adică să-mi vină un 40, dacă nu las un 37-38. Mă interesează să fie cât mai joasă, deoarece am început să lucrăm la autostradă, cum îi zicem noi. Nu e bine. Mie să nu fie trâș, mai scad 2 grade. Că dacă se freacă alea acolo între ele, pe mine nu mă ajută cu absolut nimica. Îmi scade din viteză și... creează și diferite probleme. Bun. Deci cam așa e rezultatul final din așa. E mare diferență. Uitați-vă puțin. Deci uitați-vă puțin diferența între ele. Da. E foarte, foarte schimbat. Bine, direcția nu mai e la fel de bună deoarece se ridică roata, dar încă pot vira bine. Nu mai am nici motor măcar. Bine, am câteva motoare puse pe aici, dar o să las tot pe spate ca să nu fie spatele mult prea ușor. Și îi vom pune motorul acum. Nu mai să-l găsesc, uite-l aici. Ok. Da, sunt multe chestiuțe din astea, dar nimic ce să încurce. Stai că luam cu totul altceva. Trebuie să am grijă că altfel îmi fărăm mecanismele alea. Bun, gata. Care roată nu se învârte bine? Tu și tu. Am tăiat ceva. Am inversat sensul la roata aia. Se pare că poți inversa sensul. Ok, destul de șmecher. Gata, bun, deci pică, pică cu totul, da, cam așa arată. Le-am făcut mașinile celorlalți. Și cam așa arată lui sniperul. Și cam așa arată lui Adiță, stați puțin.
Ok, gata. Cam așa arată alu Adiță și cam așa arată lui Sniper-ul. Dacă vedeți, e ceva de genul la mea mai mică. Și alu Adiță am făcut ceva super, super șmecher la roți. Observați topurile astea? Se învârt chiar dacă roțile nu se învârt. Și e destul de șmecher, adică cum aveau mașinile alea, lowrider, chestii. În fine, eu măchinile mea să fac cât mai calme. Aș putea să-i pun un propulsor pe aici pe undeva. Adică am spațiu de el acolo, nu? Ocupă 4 cuburi, cum ar fi. Și gen să-i pun motorul pe față și un propulsor ascuns pe spate, să nu-l vadă nimeni, da? Dar am spațiu. Deci am spațiu de propulsor. Uite. Și astup aici. Astup aici așa. Ok, și atunci o să-i punem motorul pe față. Exact. Bine, nu stă așa dacă o dau jos. Ele revin la o anumită poziție. Poziția default, asta e, adică ridicată, dar da. În fine, mai puțin importantă faza asta, aspectul acesta mai bine zis. Punem așa și tragem motorul aici. Și e destul de ok, zic eu. N-am mai făcut de mult ceva așa mai complicat puțin în Scrum Mechanic, pot spune chiar. Ok. Trebuie un buton, dar mi se pare că nu o să pot acoperi aia, nu? Și o să se vadă capul de la propulsor. Cine știe. Stai, nu, punem de ăsta. Era să fac o bocănă mai mare ca mine. Așa. Bun, și acum pe ăsta îl voi da la putere maximă. Închidem aici, închidem cu negru. Las doar aici așa, model, nu știu. Și acum voi eu cum fac? Ia, o pun pe cric ca să am aici acces. Gen, cred că atât cu atât. Nu știu, văd după exact ce și cum. Adică mă interesează să nu-mi intre în ce am făcut eu după. Bun, ia, se acționează bine. Deja intervine o problemă mică mare. Păroata e ok, păroata asta e un cub, aiure. Stai că e o diferență, cred. Ah, da. Două aici. Bun, cam asta ar fi diferența să fie ok. Nu. Nu știu dacă ați observat, dar spoilerul meu e în aer. Și alea le facem noi gri. A, așa. La fel și ăla să nu se observe așa cu galben. Era mișto dacă băgau propulsoare micuțe de un cub. Să nu te ajute foarte mult, dar totul să fie acolo. Bun, deci sunt ok. Hai să reglăm puterea la motor. Nu o dau la maxim, că chiar nu are rost. Stai, chiar trebuie să-i fac sens, am uitat. Aici și aici. Bun, deci așa virează foarte bine. Oh, shit! Fuck, mamă, prea, prea mare viteza. Ia, dacă o las eu jos, mai merge ok? Sare așa dâmburi, nu știu de ce. Ha,
În fine, bine, direcția așa e puțin nasoală. N-am reușit să fac, trebuia să-i pun o grămadă de dalea ca să ajung la direcția normală. Adică exact cum e ea când e ridicată. Dar e ok și așa pentru un început. E prima mașină de Formula 1 pe care o fac eu. Acum nu știu cum să fac acolo ea. O las să văd exact unde vine roata. Vine pe exact în el. Și nu știu cum să fac, adică nu-mi place așa. Nu știu, e ciudat. Da, cred că așa o las. Ba nu, n-am ce face. Decât dacă aș pune niște chestii, dar cât de bine ar arăta după cu astea. Bam, bam, nu cade spoilerul, nu că îl tai odată dintr-o parte, odată dintr-o parte. Ceva de genul. Arată bine așa la prima vedere, știi? Ia să-l potrivim. A, era bun, dar am mișcat eu. Cred că încape și aici, nu? Nu. În fine, mai puțin important dacă încape sau nu acolo. Aici, cu roșu. Sau culoarea asta. Și sus cu negru. Da, arată ok, arată foarte ok chiar. Mamă, e așa mai aerodinamică. Se continuă frumos cu spoilerul. Bun. Deci cam... Oh, am o idee. Știți cum au mașinile alea tunate? Ca lumea. Chestii... Am nevoie să o pun pe cricheară. Au pe spate de-astea așa negre. Puse. Bine, eu am să le fac vișinii. Gata. Și roțile astea albe. Așa și așa. Dar arată ca lumea cu astea așa. Tu. Aha, arată bine. Arată bine, mă. Adică chiar arată destul de ok. Mașina, botul ăsta nu prea mă încântă. Ia știa prima parte. Gen, să o fac toată dreaptă, da, după ar fi prea common, știi? Și nu mi-ar place. Bun, ce aș putea eu să-i mai fac? Știu că astea parcă au un fel de ceva, oglinzi micuțe. Ia, hai să încerc ceva. În loc de chestia aia, ăsta-i. Adică, lăsăm asta așa cum era. Și mai pun așa, știi? Dacă îl nimeresc eu. Bun, așa, ceva de genul. Și pun... Nu știu, altceva nu vine ca o oglindă în cap. Ceva de genul. Arată oglindă, mâncați ești urâtă. Sau aș putea, de fapt stai cu oglindă, cred că pot să-i pun eu anumite chestiuțe. Asta. Da, arată bine, arată bine. Arată chiar foarte ok. Mai și vine așa. Oh, lol, da, e ok, bun. Hai că avem și oglinzi. Știu că au, parcă știu că au asta de Formula 1. Oglinzi. Ca să pot să virez. Și aici, ce plănuim noi cu șoseaua asta? De ce? What? Da, face destul de urât.
Vrem să continuăm până în celălalt capăt al hărții și să facem curse pe ea. Adică o mașină ideală care nu face cum face asta mea, uite. Bun, bă, dar ce? What the fuck, de ce? Deci mai scade din putere, adică dacă îi scade din putere merge mai încet, dar se controlează mai bine. Ok, hai ca să ștept să se pună la loc. Oricum, ca idee, e destul de ok mașina, adică mie îmi place foarte mult. Repet, prima mașină de genul pe care eu o fac. Până acum am făcut în mare parte dragste, adică d-alea de... Ai apăsat odată, se duc rachetă. Ia, acum mai are jocul ăla nasol. Da, dar e mult mai suportabil, adică poți să controlezi lejer. Ia să zicem că o să o las jos. I-am dat cu nos. Mamă, ce lin merge. E ok, e foarte, foarte ok. Deci e foarte ok cum merge. Stai că nu-mi plac chestiile de genul mie. Și hai să le pun și pe ale lor pe una lângă alta, pe nu știu pe aici. Hei, ups, fac. Bine, tot eu i-am făcut-o, deci e relativ ok. Ce m-a mirat pe mine e că și-a schimbat culorile, nu eu i-am vopsit-o. Da, și lui Sniper, vedeți, am făcut pe aici gemuleți. Dar lui e foarte, foarte îngustă și lungă. E, cred că, cât a mea de lungă. Aproximativ, ea. Da, deci e cât a mea de lungă, numai că a mea e mai groasă. Știu că nu sună bine de la... Dar nu știu, se putea mai mic, adică cel puțin spatele lui, roțile de spate, cu tot cu spoiler, trebuiau să se vină undeva pe aici. Aici. La mărimea mașinii astea. În fine, e destul de ok. O să vreau să fac un tir. Să-i pun pe ei să facă niște remorși pentru tir. Dar un tir ca lumea, nu ce am făcut noi până acum. Făcut ca lumea, ca lumea. Adică vreau să încep să fac unele chestii mai ok. Capul mă duce numai că lenea asta, știi cum e. Nu știu acum dacă ar mai merge să-i pun ceva, nu știu, culori sau chestii. Sau de-alea. Somnuțul ăsta. Dacă ar merge să-i fac ceva. Dar nu știu ce. Asta e faza. Lol, ar fi șmecher gen băr de protecție, știi, să vină așa. 18. Ok. Bun, mă, păi eu cam am făcut ce vreau să fac. V-am arătat mașina. E un episod de seară, e ora 2 noaptea. Eu vă las aici. Lăsați idei ce să facem episodul următor și cu ceilalți. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Și noi ne vedem data viitoare. Baftă! Pa!